Laudă și slăvesc pe Dumnezeu pentru continuarea din seara aceasta. Tonight again, we are before the Lord. În seara aceasta suntem din nou înaintea Domnului. And I was the privilege to study from the Word yesterday night also. Ne-a dat ocazia ca și ieri să studiem din cuvântul Domnului. Yesterday we were looking at the text, sin by at the door. Ne-am uitat ieri la păcatul pândește la ușa. How dangerous sin is. Cât este de periculos păcatul? There is a difference between capital S sin and small S sins. Este o diferență între cuvântul scris cu mare S păcatul și mai multe păcate. When capital S sin is reigning in my life, I will commit sins. Când păcatul, în general, domnește viața mea, eu fac multe păcate. So I need deliverance from sin and forgiveness from my sins. Deci am nevoie de eliberare de păcat, de o stare de păcat și am nevoie de iertare de păcatele mele. For many people, we don't understand the difference. Pentru mulți dintre noi nu înțelegem diferența între păcat și păcate. For us, everything is sin. Pentru noi totul este păcat. But we need to understand the difference. Dar trebuie să înțelegem diferența aceasta. By the blood of Jesus, all our sins have been forgiven. We have been cleansed. Prin sângele Domnului Iisus, toate păcatele ne-au fost iertate, am fost curățiți. And Jesus became sin to deliver me from sin. Domnul Iisus a devenit păcat ca să mă elibereze pe mine din păcate. So a child of God who is born again, he has been delivered from sin. Un copil al Domnului care a fost născut din nou a fost eliberat, a terminat cu păcatul. A simple example. Un exemplu simplu. You know, in the time of Noah, he was a just man. În timpul lui Noe a fost un om sfânt. He was a perfect man. Un om drept, un om perfect. God destroyed the whole earth. Dumnezeu a distrus tot pământul. Only a just and perfect man and his family are left. Numai omul acesta sfânt și familia lui a putut să trăiască. But you see, after the flood, again they are building a tower. Dar vedeți, după potop, ei din nou construiesc un turn. You see, the story is the same. Aceeași istorie. Why? De ce? Sinners have been destroyed, but sin had not been destroyed. Mulți păcătoși au fost omorâți prin potop, dar păcatul nu a dispărut din lume. So as long as sin is ruling in man's life, he is the same. Atât cât păcatul domnește viața cuiva, omul acesta va fi la fel. Today, there are many confusions, many questions. How come a believer, he commits sin? How does he go back, backsliding, becomes cold? Why all this happens? Astăzi sunt multe întrebări. De ce un om născut din nou păcătuiește? De ce cade din nou în păcat? De ce asta se întâmplă? We need to understand the Word of God clearly so that we understand what's the principle. Trebuie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu clar, ca să înțelegem principiul lui Dumnezeu. Because a lot of new doctrines are coming in. Pentru că multe doctrine noi apar. Crazy teachings are coming. Multe lucruri nebune, învățături nebune vin. This is the time for us to guard our faith. Este timpul pentru noi să păzim credința noastră. We have to check everything according to the scripture. Să verificăm totul cu scriptura. See, in the first century, when the apostles were preaching, what were the disciples, believers doing? În primul secol, când apostolii predicau, ce făceau credincioșii care auzeau pe urmă, când mergeau acasă? What were the believers doing? Verify. Hallelujah glory? No. They were checking it. Nu, mergeau și se uitau în sururile vechi. So you understand the standard of the first century? Deci înțelege standardul primului secol de creștini? That's why we also have to be strong in the Word so that when teachings new come, you are able to check it. Is it scriptural? Is it scriptural? Deci trebuie să fim puternici în cuvânt, să cunoaștem
este scripturală sau nu. So as we were sharing yesterday night, we saw he paid the price for us. Deci așa cum împărtășeam ieri, am văzut că el, Domnul, a plătit prețul pentru noi. Now sin cannot rule my life. Acum păcatul nu mai poate să domnească viața mea. I have been delivered from sin. Am fost eliberat, trimis afară din păcat. Who is hanging on the cross? Cine a terminat pe cruce? Sin, not Jesus. Păcatul, nu Isus. Isus a făcut păcat pentru noi. You see the anger of God falling not on his beloved son, but on sin. Deci vedeți, mânia lui Dumnezeu s-a aruncat asupra păcatului. Domnul Iisus a făcut păcat pentru noi. I hope you understand. Sper că înțelegeți. It's not the anger falling on his beloved son. Deci mânia lui Dumnezeu nu împotriva fiului său prea iubit. It's falling on sin. Dar pentru el s-a făcut păcat pentru noi. Pe păcat a căzut mânia Domnului. That's why I am saved. Din pricina aceasta, eu sunt salvat. God loves us, but he hates sin. Dumnezeu ne iubește foarte mult, dar nu poate să vadă păcatul. When sin entered man, când păcatul a intrat în om, you know, this man who walked with God turned against God. Omul acesta care umbla cu Dumnezeu s-a întors împotriva lui Dumnezeu. And you see, Jesus came on this earth. Și vedeți, Iisus a venit pe pământ. What did we say? Ce am zis noi? Let his blood be on us and our children. Să cadă sângele lui pe noi și pe copiii noștri. What did we do to an innocent one? Ce am făcut noi acestui om sfânt? We crucified him. L-am crucificat. Look at Cain killing his own brother. Așa cum Cain a ucis pe fratele lui. You see, Judas Iscariot selling Jesus. Vedeți pe Iuda că vinde pe Iisus. Why? De ce? Who is ruling inside? Cine domnea în viața lui Iuda? That same sin, if it is there in your life, you and I will do the same thing that Cain did. Dacă păcatul domnește în viața ta și a mea, noi vom face la fel ca și Cain. We can easily do it. Ușor. It's not we doing on our own. Pentru că nu noi, de fapt, facem răul. Who makes us do that? Ce ne face să facem răul? When you become the slave of sin. Când suntem sclavii păcatului. Now you see, the homeless and the drug addicts. Vedeți oamenii care sunt asupriți de adicții pe stradă? The Canadian government is trying its level best. Guvernul canadian încearcă să-i protejeze, da? And you have the police, we have the prison, we have the judges, everything. Avem poliția, avem pușcăriile, avem judecători, totul. Is this society becoming more secure or is the condition becoming worse? Este societatea devine societatea mai în siguranță sau mai rău, tot mai rău? What's happening? Ce se întâmplă în societate? The streets are full of drug addicts. Toate străzile sunt pline de drogați. The prison is not empty, it is full. Și pușcările sunt pline de oameni răi. Families are broken apart. Familiile se despart. You know what all is happening. Știți că asta se întâmplă? We are doing so much. Facem atât de multe eforturi. But why is society not improving? De ce? Societatea nu se îmbunătățește. What's the reason? Care este motivul? Sin. Păcatul. As long as sin is there, you cannot deliver a drug addict. Din moment ce păcatul domnește în viața unui om, tu nu poți să scapi pe omul acela de adicția drogurilor. The drug addict does not want to take drugs. Omul acela care este în adicție nu vrea să ia, să mai ia droguri, vede că e distrus. He hates. Urăște drogul. But what to do? He is a slave. Dar ce să facă? Este un sclav. That's the reason. It's only through the word of God that a person can be delivered from sin. Din motivul acesta, o persoană numai prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu poate să fie eliberată din păcat. Police cannot straighten out a person. Poliția nu poate să te îndrepte pe cale. But the word of God can transform a person. Dar Cuvântul lui Dumnezeu poate să transforme o persoană.
That's how strong the word of God is. Atât este de puternic cuvântul lui Dumnezeu. So we need to learn the word. Trebuie să învățăm cuvântul. And yesterday we saw how Jesus went into the tormenting place in my place. Și am văzut chiar cum Domnul Iisus a mers la chin în locul meu. That's why Holy Communion is very dangerous. Din pricina aceasta, când luăm cina, trebuie să fim foarte cu grijă. You know, at the time of communion, the scripture says everyone has to judge himself. Deci la cină, noi trebuie să ne judecăm pe noi înșine. Is it there in the Bible? Este și scrie așa? Who has to judge? Cine trebuie să ne judece? Every believer. Fiecare credincios. Why? De ce? If you don't judge yourself, if you don't judge yourself, dacă nu te judeci tu însuți, he will judge. El te va judeca pe tine. You may become sick. Poate vei deveni bolnav. Or you may even die. Sau poate vei muri. That's what the Bible says. Așa spune Biblia. Why? De ce? The blood is so precious. Pentru că sângele acela e foarte prețios. We don't have to worry about anything else. Nu trebuie să ne îngrijorăm de alte lucruri. God loves us. Dumnezeu da, ne iubește. See, once you understand the love of God, then your Christian life is strong. Odată ce înțelegi dragostea lui Dumnezeu, puterea ta de credință, credința ta, viața ta de credință este puternică. Let anything come in your life. Orice atunci ar veni în viața ta, you will not shake. Nu te clatin. You will be strong. Ai fi puternic în credință. Why is it that Paul says, who can separate me from the love of Christ? De ce spune Pavel, cine poate să mă separe pe mine de dragostea lui Dumnezeu? Three times he shipwrecked. De trei ori i s-a sfârmat corabia. But still he's happy. Și el a fost bucuros, totuși. You do throw anything at him, he's smiling. Și oamenii au aruncat lucruri către el și totuși el a fost bucuros. He enjoys his suffering. El se bucura în suferință. Why? De ce? He's rooted in Christ. A fost adânc ancorat în Domnul Iisus. Let anything happen, his faith is not shaken. Și dacă se întâmpla o pentru ceva lucru, credința nu se clătina. That's the only way God can mold you. Este singurul fel în care Dumnezeu te poate forma. Today, the problem with many believers is we won't allow God to touch us. Astăzi, problema credincioșului este că nu lăsăm Dumnezeu să ne atingă, să ne încerce. We are so brittle. Suntem atât de sensibili. You know, you have the glass case. If you take glasses and you transport them in a cardboard box, there is a sign on the box. Handle with care. Dacă duci pahare într-un pachet, este un semn care este pus o scriere pe pachet și scrie umblați cu grijă, deci este fragil. In the same way, today many believers, it's written on top of them, handle with care. Pe mulți credincioși scrie pe din afară, ai grijă, e sensibil. The child is sick, you're gone. Dacă ți se mănânci copilul care ai pierit. Why? De ce? Why are we so soft? De ce suntem atât de sensibili? As long as we are soft, God cannot mold us. Dacă suntem atât de sensibili, Dumnezeu nu poate să ne formeze. If God has to mold us into a useful vessel, He has to be hard with us. Dacă Dumnezeu vrea să ne formeze într-un vas foarte folositor, trebuie să ne lucreze greu, să fie greu cu noi. So if the diamond has to be polished, what has to be done? Dacă diamantul trebuie să fie șlefuit, ce trebuie să-i se facă? What has to be done? Grinding. Trebuie să-l razi tare. Can we allow God to be hard with us? Putem să lăsăm Dumnezeu să ne șlefuiască? Look at the men and the women in the Bible. Uitați-vă la oamenii, bărbați și femeile din Biblie. Look at Ruth. Uitați-vă la Ruth. Was God soft with her? A fost Dumnezeu foarte fin cu ea? She became the grandmother of David. Ea totuși a devenit bunica lui David, împăratul lui David. Look at all the characters in the Bible. Priviți la caracterele Bibliei.
How did they become useful in the hands of God? Cum au devenit oamenii aceștia și folositori în Domnului? God was hard with them. Dumnezeu a fost greu cu ei, a fost aspru cu ei la început să-i vorbesc. If he was so hard with them, will you allow him to be hard with you? Dacă el a fost atât de aspru cu ei, lași ca Dumnezeu să fie așa și cu tine? But if God has to be hard, dacă vrei ca Dumnezeu să lucreze greu pe tine, he is watching, have I understood his love? El se uită, am înțeles dragostea lui? If you have understood the depth of his love, you will allow God to do anything with your life. Dacă înțelegi adâncimea dragostei lui Dumnezeu, vei lăsa să facă orice în viața ta. Turn with me to Habacuc chapter 3. Veniți la Habacuc, capitolul 3. Verse 17. Versetul 17. And 18. Și 18. Habacuc chapter 3, verse 17 and 18. It says, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no food, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Verse 18, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Deci vedeți și sus, căci chiar dacă smochinul nu va flori, piața nu va da niciun rod, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi grajuri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Can you just stop and look at that verse? He's a man just like us. Habacuc, an Old Testament saint, he's saying. Deci în Vechiul Testament, Habacuc, un om ca și noi. În Vechiul Testament, priviți ce spune el. He says, although the fig tree shall not blossom. Chiar dacă smochinul nu va înflori. Neither shall fruit be in the vines. Și nu va fi fructe în vie. Labor of the olive shall fail. Și chiar dacă măslinul nu va mai da roade. The field shall yield no food. Și via nu va mai da mâncare. And the flock shall be cut off from the fold. Și nu vor mai avea animale. And there shall be no herd in the stalls. Și dacă nu vor mai fi animale în grajuri. He'll be unhappy. Voi fi nefericit. What is he saying? Ce spune el? Can you and I say that tonight? Poți tu și eu să zicem ca și el? Voi fi fericit totuși? If I can't say that, then what's the point in singing a song? Dacă nu poți să spun asta, de ce când? Cum să poți să cânt o cântare atunci? Then why am I putting some money in the offering box? Și de ce poți să pun bani la colectă? How can a person say like this? How can a person say like Habacuc? Cum poate o persoană totuși să se bucure dacă poate dispare? A person who has understood how much God loves, he can say it very easily. O persoană care a înțeles cât de mult Dumnezeu iubește, ușor poate să spună așa niște cuvinte. See, the same person in Philippians we see, a New Testament Habacuc. In Philippians? Romans 8:35. In Romani 8:35. What shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creation shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazuri sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de viat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Here, you see, saying a New Testament Habacuc. Aceeași idee care vine din Habacuc,
în Vechiul Testament. Paul says, who shall separate us? Pavel spune, cine va separa pe noi de dragostea lui Hristos? Can we say that tonight? Putem și noi să zicem la fel în seara aceasta? Can I separate? Say, who shall separate me? Cine let anything go. Cine mă va dispărți pe mine de dragostea lui Hristos? Orice ar veni. But if you have to say that, your roots should be that much deeper. Poți să spui asta dacă rădăcinile tale sunt foarte adânci în Hristos. God is expecting just love from us. Dumnezeu cere sau expectează ca noi să iubim. That's what he told Peter. Așa i-am spus lui Petru. Do you love me? Mă iubești, Petre? Peter said, yeah, you know, I love you. Da, dar Doamne, te iubesc. Jesus again asked, do you love me? Domnule Iisus întreabă din nou, mă iubești, Petre? And you know, Brother Peter, again he says, yeah, sure, I love, I come to the church, I give the offerings, I'm there for the service, I love you. Da, Doamne, te iubesc, când vin la biserică, dau bani la colectă, da, te iubesc. And Jesus again asked, do you love me? Și Domnul Iisus repeta a treia oară, Petre, mă iubești tu pe mine? That's when Peter fell down and he says, Lord, you know. Și atunci Petru a capitulat și a zis, Doamne, tu știi dacă te iubesc. What does God want from us? Ce vrea Dumnezeu de la noi? He's expecting love in return. Cere ca și noi să iubim în schimb. That's why for many people they say Christian life is very hard. Pentru mulți oameni viața creștină pare foarte grea. Because the words of Jesus are very tough. Pentru că cuvintele Domnului Iisus sunt foarte grele. If you love your father, mother, more than me, you're not worthy of me. Dacă iubești pe tată, pe mama, ca mai mult decât pe mine, nu ești vrednic de mine. Did Jesus say that? A zis Domnul Iisus asta? Da. Da. And can you see, billions are following this Jesus. Și vedeți că bilioane de oameni îl urmează pe Domnul Iisus? Why? De ce? For us, that verse is very hard. Pentru noi, versetul acesta e foarte greu. He says you have to deny yourself. Trebuie să te lepezi de tine însuți. Carry the cross. Și să duci crucea. The path is narrow. Și pe calea asta foarte îngustă. Who will walk with Jesus? Cine ar merge cu Domnul Iisus? Tonight let us analyze our own life. Many times for us Christian life is a struggle. În seara aceasta haideți să ne analizăm. Pentru mulți dintre noi, viața creștină este un greu de mers. Grumbling, murmuring, crying, struggling with our Christian life. Comentând, murmurând într-una și încercând foarte, foarte greu, deci merge greu. That's why other people also, they look at us and they say, I don't want this Christian life. Alți oameni se uită la noi și zice, oh, nu vreau să fiu creștin ca el. Because they see us struggling. Pentru că vede că nouă ne este greu. Is it true? E adevărat? For many of us, Christian life is a struggle. Pentru cei mai mulți dintre noi, viața creștină este un lucru greu. So just imagine, now on your highways, you know that you have the carpool where you can go at a fast pace. Pe freeway este o linie pe care poți să mergi mai repede, pe carpool. If you are driving slow, you have to change your lane. Dacă mergi încet, trebuie să schimbi liniile, să mergi ceva de anunțată. It's like that here in Canada, right? Așa este în Canada, nu-i așa? Different lanes, different speed. Deci linii diferite pe freeway și o viteză diferită să mergi pe fiecare. Just suppose, in the carpool, I am driving my car at 60 km per hour. Will you get mad at me? Să zicem că pe prima linie a freeway-ului unde se merge foarte tare, eu merg cu 60. Te enervezi pe mine? Will you get mad? Te vei enerva pe mine? Yes. Why? De ce? It's my car, I'm going so slow. Și la mea. Și eu merg pe mine. What do you say? Ce vei zice? Can you just go to the other lane? I have to go fast. Uită-te de aici, pe aici se merge tare. And still if you go, and I try to honk. Și încerc și mă claxonez. But still if you don't move. Dacă nu te mulți. I'll take the other lane, cross you and go forward. Merg pe lângă tine, trec pe ceva de cealaltă și o să merg în fața ta. You know how much it irritates when you are in the
driving slow in the fast lane. Irita așa de mult când mergi cum nu trebuie, întrebând la rabină. You know, in the same way, Christian life. Așa este și viața creștină. Jesus is coming very soon. Domnul Iisus vine foarte curând. Is it true? Adevărat? This is the time for us to put our feet on the accelerator pedal and go fast. Este timpul pentru noi să punem piciorul pe accelerator și să ne grăbim în credință. When you reach the end of your race, do you slow down or you go faster? Ca să ajungi la linia de sosire, te încetinești sau mergi cât mai repede, cât mai tare? You tell me. Spuneți. You will use all the energy that you have stored for the end because you have to dash for the finish. Îți toată energia pentru punctul ăla final ca să treci primul pe linia de sosire. But you know with many believers? Cum fac cei mai mulți credincioși însă? We started fast. Am început tare și rapid. One round we went. Am mers o dată. When we were born again, Brother David was so fast, he left everyone behind. Când ne-am născut din nou, am fost atât de rapizi, că toți au rămas în urma noastră. Full of zeal! Plin de zel! Next year, where is Brother David? În anul viitor, unde suntem? Now a little back. Puțin mai încet. By the time the race is over, our brother is struggling. He's not running, he's dragging his feet. That's not how Christian races run. See, the coming of the Lord is near. Are we all reaching the end of our race? Suntem aproape la sfârșit? Yes or no? Is it true? Adevărat? What are we supposed to do? Ce, cum ar trebui să fim la capăt? Walk or run? Run. Mergem sau să alergăm? But you know, we want to run, but there are some who are struggling. We say, can you just move out of the lane so that I can finish my race? Am vrea să fugim, dar sunt care merg foarte încet în fața noastră și am zice, măi, măcar trebuie să de la da la o parte să merg eu primul. Christian life is not grumbling. Can you just go to the other lane? Let me finish my race. This brother in the lane is driving at 60 and you have a big line in the car pool. Because this one brother has slowed down all the other cars. So that's what is happening with many people. Așa se întâmplă cu mulți oameni. Let anything happen in my life. Orice s-a întâmplat în viața mea. My pedal, I am pushing on the accelerator. I am coming to the close of my race. Eu tot accelerez, tot lupt, pentru că vin la sfârșitul călătoriei. But if I have to run fast. Dar dacă trebuie să merg rapid, mai tare. I should be strongly rooted. Trebuie să fiu ancorat bine, sau, deci stabilitate. I should understand how much He loves me. Trebuie să înțeleg cât de mult El mă iubește. Then only God can build you. Apoi Dumnezeu mă poate construi, mă poate forma. Tonight let us look at how much the Lord loves us. În seara aceasta să ne uităm cât de mult ne iubește Dumnezeu. Why for many Christian life has become a struggle? De ce? Pentru mulți creștini viața este o luptă. Turn with me to Genesis 1:26. Genesa 1:26. And I request my brother who is there, I have brought some PowerPoints so that you can look at the PowerPoints and you can learn. Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. So, let us tonight, let us look at how God created us. În seara aceasta să ne uităm cum ne-a format, ne-a creat pe noi Dumnezeu. Then only you will understand the depth of God's love. Atunci poți să înțelegi adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Then only you will allow the free hand for God to do anything with your life. Atunci poți să dai lui Dumnezeu șansa să facă
orice viața ta. Here we read, God said, let us make man in our image and likeness. Dumnezeu a zis, să facem om după chipul și asemănarea noastră. He could have created us just like the animals. Putea să ne creeze ca și pe animale. But he has created us by his hands in his own image and likeness. Dar ne-a format cu mâna lui, în imaginea lui, după chipul lui. He did not use the power of his word. Nu doar a zis și noi am apărut. So you can imagine how much God is concerned about man. Deci vedeți câtă grijă a pus în formarea omului. It's with a great plan God has created each one of us. Ne-a creat pe fiecare dintre noi cu un plan foarte măreț. Whole creation is waiting for us. Toată creațiunea așteaptă pentru descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Why is it that you and I are still alive? So many are dead and gone. Cum se face că tu și eu suntem încă în viață și credincioși când atâția au murit, au trecut? Does any one of us know how many more hours are left in our life? Știm noi câte zile mai sunt în viața noastră rămase? Suppose I tell brother, tomorrow 4 o'clock you are going to meet an accident and that's the end of the story. Would you like it? Dacă eu ți-ar zice, mâine la ora 4 vei fi într-un accident și este sfârșitul vieții tale. Brother David, tonight you are going back to North Van, you'll have a car crash. And this is the last time we are meeting each other. Will you go tonight? Dacă zic lui David, de seara când ajungi în Orlando Vancouver o să ai un accident și va fi sfârșitul vieții, mai mergi în Orlando Vancouver? Understand. For us, the time of departure has already been fixed. You cannot change it. Înțelegeți că timpul sfârșitului vieții noastre deja a fost determinat, deja este fixat de Dumnezeu și nu putem să-l schimbăm. What does the watch tell us? We are running out of time. Ce ne spune ceasul? Că se sfârșește timpul. Why has God kept us alive? De ce ne-a ținut Dumnezeu în viață? He is at work in our life. Pentru că este lucrând în viața noastră. Someone has started a work in our life. El a început un lucru în viața noastră, ne modelează. Before I leave this earth, that work has to be finished. Înainte ca să plec din lumea asta, lucrul Domnului pe mine, formarea, trebuie să fie terminată. What a big tragedy! I ran out of time, the work is not finished. Ce tragedie ar fi ca atunci când se sfârșește viața mea, să nu pot fi destul de format. He created with a big purpose. El m-a creat un mare scop. He paid the price. El a plătit și prețul pentru mine. Because he has a great plan for our life. Pentru că are un plan foarte măreț pentru viața noastră. His plan is not to make us prosperous here. Planul lui nu este să fim noi foarte bine aici pe pământ, foarte rău. Eternity is waiting. Veșnicia ne așteaptă. None of us know the blessings he has kept in store for us. Nici unul dintre noi nu știm binecuvântările pe care le ține pentru noi. Our Lord said, I am going to prepare a place for you. Domnul Iisus a zis, mă duc să vă pregătesc un loc. Is it true? Este adevărat? But you know, we say, forget about that place, just bless me here. Noi zicem, cine știe despre locul acela care ne pregătește, aici să mă binecuvânteze Domnul. I am happy paying mortgage for 40 years, just bless me here. Sunt bucuroasă să plătesc mortgage 40 de ani aici, binecuvântează-mă Domnul. The car also I'll have to pay for 30 years, no problem, Lord, bless me, give me a long life here. God says, you want a long life here? Trebuie să plătesc la mașină mulți ani, Doamne, aici binecuvântează-mă, pe lungă viață vreau. Monday to Friday is a struggle, Saturday you wake up at 12. De luni până vine eu în luptă în fiecare zi și sâmbătă te scol la 12 ziua. By Sunday evening, a little bit now your eyes can open up, but Monday again you're back to square one. Pe duminică seara ești deja iarăși obosit și plictisit și luni din nou încep lupta. Now this time when I came outside my uncle's house, there are 3 garbage bins, brand new bins. Now you have to separate your garbage also. Afară, în curtea uncului meu, sunt 3 containere de garbage. Diferite, trebuie să-ți separi garbage-ul, așa cum spune orașul. Still we want, Lord, bless me. Și totuși aici avem bine. I don't want to go. Nu
grasp that. That's why he sends some problems in our lives. Dumnezeu trimite probleme în viața noastră. Why? De ce? This is not your home. Nu, asta nu este casa noastră permanentă. I have a home waiting for you. I believe when we go there, we won't have three garbage bins. He has prepared a place for us. But I need to understand the great plan he has concerning my life. I request the brother if he can switch on the power. Let's turn to 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. 1 Thessalonicen 5. Yeah, the creation of man in this one. First Thessalonians chapter 5, verse 23. It says, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless until the coming of the Lord Jesus Christ. Chapter 5, verse 23. Capitolul 5, versetul 23. Dumnezeul poate să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. It's not working? It doesn't want to stay on. Okay. So here, no problem. You have another PowerPoint, I think it's man, creation of man. You can just try it. I thought of using the PowerPoint so that you are able to clearly understand how God has created us. Here it says, the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your full spirit and soul and body be preserved blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Dumnezeul păcii să vă sfințească, El însuși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Look at how God created us. Priviți cum El ne-a creat pe noi. He has given us a body. Ne-a dat un corp, trup. A soul. Suflet. A spirit. Și Duh. Body, soul, spirit. Trup, suflet și Duh suntem făcuți. We all are working hard. Noi toți luptăm greu. For what? Pentru ce? For our body. Pentru corpul acesta, nu? Not for our soul, but for our body. Pentru suflet, dar pentru trup. We take so much care of our body. Am atâta grijă de corpul nostru. We use all the shampoos, all the moisturizers, all the perfumes. We do everything for our body. Folosim șampoane, folosim creme, folosim parfume pentru corpul acesta. Every time you go to the mall, you see something new, it says it's good for your skin, you just buy it and apply it. Dacă te duci la mall, este un produs nou, spune, e bun pentru pielea ta, îl cumperi și te dai. Because we all want to become beautiful, right? Toți vrem să fim frumoși. No one wants to grow old. Nimeni nu vrea să îmbătrânească. And now we have the color for our hairs also, so that no one knows that I am growing old. Trebuie să ne colorăm părul, ca nimeni să nu știe că sunt în vârstă. We do every trick. Facem orice ce am. But what's the fact? I am growing. Dar care este adevărul? Eu îmbătrânesc. Is it true? Adevărat? We don't want to, but you and I are growing old. Nu am vrea, dar tu și eu îmbătrânim. All our energy is being used for what? Toată energia ne folosim pentru ce? Our body. Pentru corpul acesta. Our sisters, maximum time we spend where? Where do we spend our maximum time? It's before the mirror and then the rest of the time in the kitchen. Și în fața oglinzii și celălalt restul de timp în bucătărie. We prepare good food. Pregătim mâncare bună. But we are growing. Dar îmbătrânim. Stronger or weaker? Deși pregătim mâncare bună, devenim mai puternici sau mai slabi? We are eating excellent food, but the trouble is, we are becoming more weak. Deci mâncăm mâncare excelentă și totuși devenim mai slabi și mai slabi. We are working hard. Luptăm foarte greu. It has come from dust. Dar venim din pământ.
Suntem făcuți din țărână. And it will go back to dust. Și vom demole întoarce în țărână. But inside our body, there is our soul. Dar înăuntru trupului acesteia este sufletul nostru. What's the soul? Ce este sufletul? Soul is the real personality. Sufletul este personalitatea reală a ta. In my soul, I have my thinking capacity. În suflet am capacitatea de a gândi. I can think. Pot să gândesc. Number two. Numărul doi. I have emotions. Am emoții în suflet. Thank God we have emotions. Mulțumesc lui Dumnezeu, avem emoții. We smile, we get angry. Zâmbim, ne enervăm. We love others. Iubim pe alții. If you look at someone, you can immediately recognize whether he is happy or is he mad. Dacă te uiți la o persoană, știi că este bucuros sau este trist. Thank God we have emotions. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem emoționali. Suppose we did not have emotions, then what will we do? Dacă n-am avea emoții, cum? Ce-am face? So in my soul, I have emotions. Deci în suflet avem emoții. But number three, I have free will. Dar numărul trei, am voința liberă. You have to understand, in my soul there are three things. În suflet am trei lucruri. I have my intellect. Intellectul meu, de-a gândi. I can think. Pot să gândesc. If I don't get a job here, I can go and do some other job. Dacă nu obțin un job pe care îl vreau, pot să merg și să obțin altă muncă. But can you look at the lion? Dar pot să vezi liniu? That fellow, he only eats meat. Deci o persoană care nu mai e carne mănâncă. If there is no meat, he will starve and die. Nu are exista carne, cred că nu are foame. He is not going to eat grass. N-ar mânca verdețuri. We are not like that. Dar noi nu suntem așa. If I don't get meat, dacă nu mi se dă carne, I can eat vegetables, right? Pot să mănânc vegetale. So he has given us far more intelligence than the others. Deci ni s-a dat mult mai multă înțelepciune decât la alții. That's why the problem with many believers is we trust our brains more than we trust God. De multe ori, mulți credincioși se încred în mintea lor, în mentalitatea lor, mai mult decât se încred în Dumnezeu. We think that I can do everything. Noi credem că putem să facem totul. When a problem comes, we don't come to God first. We try our level best first. Când vine o problemă, noi nu mergem direct la Dumnezeu. Noi vrem ca noi să o rezolvăm prima dată. And then when we fail, și când cădem la examen, then we come where? Atunci mergem la? We come to God. La Dumnezeu. Lord, I love you. Doamne, te iubesc. You are the only hope. Ți-ești singura nădejde. I want you to help me. Vreau să mă ajuți. You are the same person who used his brains when the problem came. Dar suntem aceiași care, de fapt, la început am încercat cu inteligența noastră să rezolvăm. So, according to us, is God number one or is he the last? Deci, din practică, să spunem adevărul, este Dumnezeu numărul unu sau ultimul resort? Last. Number one? No. No? Numărul unu? He's the last. Sau, când nu mai putem nimic, la el venim. Why? De ce? I'm smart. Pentru că eu cred că sunt inteligent. I know how to do. Eu știu cum să mă descurc. But remember, he is the one who made us, he's smart. Dar amintiți-vă, El ne-a făcut pe noi, deci El este mult mai înțelept, mai inteligent. What are we supposed to do? Atunci ce trebuie noi să facem? Trust Him. Să ne încredem în El. He has given us intelligence. Ne-a dat înțelepciune. He has given us emotions. Ne-a dat emoții. But the most critical thing is He has given us free will. Dar cea mai critică problemă este că ne-a dat voință liberă. What is free will? Ce înseamnă voința liberă? I can do what I want. Vreau să pot eu să fac tot ce vreau. Remember, God is not going to force you. Vă amintiți, Dumnezeu nu te va forța. He will not force. Nu te forțează. That's why we have judgment. Din pricina asta avem puterea de a judeca, de a gândi. He's not going to judge the animals or other things. He's going to judge us. El nu judecă animalele, dar ne va judeca pe noi oamenii. Because he has given us free will. Pentru că ne-a dat voința liberă. He respects your free will. Dumnezeu respectă alegerea ta. It's we who have to decide, should I walk according to God's will or should I do my own? Noi decidem să merg după voia lui Dumnezeu sau să merg după voia mea. And then we have the Spirit. Și pe urmă avem Duhul. What's there in the Spirit?
Ce este în tur? Number one. Numărul unu. We have the conscience. Avem conștiința. What does conscience do? Ce înseamnă, ce este conștiința? Ce face ea? Can you just tell me? What does conscience do? Să spuneți ce face conștiința? Do we have conscience? Avem conștiință? Yeah. I just came for the meeting. Am venit pentru la rugăciune seara asta. And I saw Pastor Cornel's cell phone was there. Și am văzut celularul fratele Cornel pe scaun. He didn't see it. I just put it in my pocket and said, "Glory to God," and I go home. Deci, și dacă m-a vedeat, am să pun în buzunar și să spun slavă Domnului și să plec acasă. He didn't see me. El nu mă vedea. No one knows that I have taken his phone. Și nimeni nu știa că eu am luat celular și am pus în buzunar. Will I be able to sleep tonight? Aș putea dormi la noapte atunci? Huh? Pastor Cornel has no idea. Dar fratele Cornel nu știe că eu l-am luat. The police is not chasing me. Poliția nu mă urmărește. But any time I hear the police car going, I think it's coming behind me. Dar de câte ori au emergență, mă urmă strada și nu a vine la mine, vine la mine. Why? De ce? Conscience is there. Conștiința te contactează, este acolo. You do anything, the conscience will prick you. Faci orice lucru și conștiința îți va spune mereu. You cannot tell the conscience, shut up. Nu poți să o închizi, nu poți să închizi gura. I want the phone. Vreau telefonul ăsta. Conscience will say, sorry, that's not yours. Conștiința va continua, nu este al tău, nu este al tău. But if the pastor had given me the cell phone, I easily sleep. Dar dacă mi s-ar fi dat telefonul în mână, atunci aș putea dormi. Can you understand how sensitive God has made us? Înțelegeți cât de sensibil ne-a făcut Dumnezeu? Even if you have not heard of Jesus, there is judgment because there is conscience inside everyone. Și pentru cei ce n-au auzit despre Domnul Iisus, au o conștiință și îi judecă continuu. You cannot say, I don't know what's right and what is wrong, you know it. Nu poți să spui, să te spui că nu știi ce-i drept și ce nedrept, pentru că deja este în conștiința ta. Conscience is just like the traffic signal. Conștiința este ca și regulatorul de la intersecție. The red light comes on. Când vine lumina roșie. You stop. Te oprești. If you want, you can just go on. Poți merge, dar... Can you go? Poți. Yes or no? Da sau nu? Yes or no? Yes, you can. You can! Poți merge pe roșie. The red light is not going to come down and say stop. Lumina roșie n-a venit să cale pe tine. It's just there to tell you stop. Este acolo ca să-ți spună să oprești. It's up to you whether you want to stop or you want to go. Tu alegi să oprești sau să mergi. In the same way, conscience is there to tell you that's not right. În același fel, conștiința este mintea în tine să spună ce e drept și ce nu. But if I keep on doing it, dar dacă totuși cal împotriva, the conscience will stop talking to us. Conștiința nu va mai dicta. Then it's up to me. Atunci este latitudinea mea. Then my heart becomes hardened. Și inima devine tare, prea tare. Why? De ce? The conscience has stopped speaking. Pentru că conștiința nu mai dictează, nu mai spune. Number two. Numărul doi. We have the intuition. Intuition. Intuiția sau... You know, in our cell phone we have the SIM card. În celular avem un SIM card, în celular vechi. What does the SIM card do? Ce face cardul acela micuț cu memoria? Because of the SIM card, the signals come. Pentru că avem un card micuț în celularele noastre, semnalele vin. You remove the SIM card. Îl iei afară din celular. That phone is a toy. Telefonul ăla e doar o jucărie. It's useless. Este fără folos. If it has to be useful, you have to put in the SIM. Dacă vrei să fii folosit, pune cardul acesta cu memorie în el. In the same way, God has put a SIM card inside us. În același fel, Dumnezeu a pus intuiția sau... That's the intuition. Intuiția în noi. Because of the SIM card, I can hear God's voice and I can hear Satan's voice also. Aceasta înseamnă că poți să aud vocea lui Dumnezeu și vocea Satanei în același timp. You understand that? Înțelegeți asta? I can hear God's voice and I can hear Satan's voice also.
Deci aud vocea lui Dumnezeu și aud și vocea Satanei în același timp. Intuition is something suddenly a thought comes. Intuiție înseamnă că dintr-o dată vine un gând. You did not plan it. Nu l-ai planificat. Suddenly a thought came. Dintr-o dată a venit. God speaks. Dumnezeu vorbește. But I have to discern whether it's God speaking or Satan speaking. Eu trebuie să fac diferența dacă este Dumnezeu care vorbește sau Satan. How do we discern? Cum facem diferența? If you are not strong with the word, it will be very hard to discern who is speaking. Dacă nu înțelegem cuvântul puternic, atunci e foarte greu să știm cine vorbește, Dumnezeu sau Satan. Today the problem is many people blindly believe every prophecy, every dream, every vision. În zilele de astăzi, credincioșii cred, mulți credincioși cred orbește, orice vis, orice profeție, orice idee. Yes, God will show you dreams. Da, Dumnezeu vă va arăta visuri. God will show you prophecy. Dumnezeu vă va arăta profeții, vă va arăta profeții. Thank God, the PowerPoint has come. Thank you, brother. So, I'm just telling you about the intuition thing. Can you go into the next part? Creation of man, body, we are done with body. There is the soul, and there we are, yeah. And then we have the spirit. Yeah, just stop there. Here we have the intuition. People see dreams. I just saw a dream. And we just get carried away. Oamenii au un vis și sunt duși de ideea visului. See, everything has to be checked according to God's word. Toate trebuie verificate cu ideea Scripturii. Otherwise, you will destroy your own life. Yes. Altfel îți distrugi viața ta. Even prophecies have to be checked. Is it scriptural or not? Prorociile trebuie să fie verificate, sunt scripturale sau nu? Because Satan also will prophesy. Și Satana va proroci. He will also show you dreams. Și îți va arăta visuri. He will play with your emotions. Și se va juca cu emoțiile tale. That's why every child of God needs to study the word 66 books so that you know